ziua! Așteptăm prezentarea. Atunci mă prezint, sunt Livia Petrescu, lector la Facultatea de Biologie de la Universitatea din București. Și o să vă încânt cu o serie de activități pe care o să le vedeți și probabil la care nu vă așteptați să fie întreprinse de către colectivul din Universitatea din București. Iată că tema despre care vorbim astăzi este detecția și analiza emoțiilor pentru evaluarea pragului de adaptabilitate a astronauților în condiții de misiune spațială. Și am să vă întreb, mai ales pe copilași, pe cei mai tineri, dacă și-au dorit vreodată, sau dacă își doresc acum, să se facă astronauți. Câți dintre dumneavoastră ați dorit vreodată să ajungeți astronauți? Și eu. Dar oare de ce ne dorim acest lucru? Ce este acela un astronaut? Reușim să vorbim? Ne spune și nouă cineva? Putem vedea planetele. Bravo, foarte... Putem studia planetele. Foarte frumos și chiar putem să navigăm printre ele. Pentru că terminologia aceasta de astronaut, exact acest lucru înseamnă navigator printre stele. Astronauți, într-adevăr, sunt oameni cu abilități deosebite, cu o pregătire specială, care se califică pentru a face parte dintr-o misiune spațială, din echipajul, nu știu, să fie pilot, să fie membru, în echipajul unei misiuni spațiale. Într-adevăr, acești astronauți trebuie să treacă o serie de teste unde sunt expuși la situații limită sau trebuie să rezolve situații deosebite la care ar putea fi expuși pe o astfel de spație, de navă spațială. Mai departe. Întrebarea mea este următoare. Astronauții au emoții? Fiind atât de speciali, atât de abili, astronauții considerați că au emoții? Da! Da! Tu vrei să spui? Da! Da, sigur că da, și astronauții au emoții. Mai mult de atât, statisticile arată faptul că până la 70% din situațiile în care misiunile spațiale eșuează, și aici mă refer și la accidentele aviatice, sunt datorate, de fapt, problemelor emoționale ale echipajului. Sunt probleme emoționale de tipul iritabilității, nervozității, depresiei, sigur că da. Imediat întreb. Oboseria, lipsei de concentrare, iată, acestea sunt probleme pe care și astronauții le au ca și oameni. Mai mult de atât, zborul este caracterizat printr-o multitudine de situații extreme, de situații deosebite, unice, cum ar fi, de exemplu, izolarea, această așa numită confinare, izolarea și menținerea într-un spațiu cu caracteristici care nu sunt tipice habitatului nostru natural. Apoi, separarea pentru perioadă îndelungată de comunitatea care facem parte, de oamenii dragi, de prieteni, de cunoscuți, care sunt situații care ne pun, îi pun pe aceștia într-o situație emoțională deosebită. Și nu în ultimul rând, lipsa gravitației terestre, care înseamnă, de fapt, se traduce ca o stimulare foarte scăzută din punct de vedere senzorial și care poate să ducă la probleme fiziologice, dar, în primul rând, emoționale. Ca urmare, exemplu a unor astfel de emoții pe care le-au avut sau pe care le întâlnesc cei care merg în spațiu, sunt foarte vechi, chiar dacă nu sunt popularizate. Spre exemplu, de când s-a trecut la misiunile spațiale de termen lung, de pe vremea anilor 70, când a avut loc misiunea spațială Skylab sau misiunea Soyuz, misiunea Mir și prezent stațiile spațiale internaționale, și dacă ne gândim și pentru viitor, accesarea Deep Space-ului poate să ducă la astfel de probleme dacă ne gândim că vrem să colonizăm Luna sau Martele. Ca urmare, iată, vă prezint în imagine cam cum ar însemna curățarea corporală pe o astfel de stație, cum se făcea dușul pe stația spațială Skylab. Sau,
pe stația Soyuz. Uitați-vă condițiile în care se lucrau, se lucrează acolo. Deci este un spațiu strâmt, așa cum spuneam, care te supune unor presiuni psihologice. E adevărat, pe stația spațială Mir ele s-au upgradat cumva, iar în prezent pe stația spațială internațională spațiul e ceva mai larg, ce mai... Dar cu toate acestea există o serie de astfel de probleme emoționale. Și aș vrea să vă menționez un aspect. Gândiți-vă că acești astronauți, în momentul în care intră și pleacă într-o astfel de misiune, știu de la început că în situații extreme nu mai au capacitatea, nu există posibilitatea să fie evacuați. Spre exemplu, dacă apare o problemă medicală majoră sau o altă problemă de o altă natură, ei știu de la început că există acest risc să nu poată fi evacuați. Și vă dau exemplu anului 2012, când pe stația spațială internațională echipajul care era în misiune a trebuit cumva urcat într-o capsulă Soyuz, pentru că în vecinătatea sa venea un rest al unui vechi satelit rusesc și care amenința cumva stația spațială. E adevărat, a trecut la 23 de kilometri de această stație spațială și când amenințarea a trecut, astronomii respectivi și-au continuat activitatea. Dar gândiți-vă că sunt astfel de situații emoționale deosebite. Mai mult de atât, și cu aspectul acesta o să trec la exemplificare, gândiți-vă că există foarte multe misiuni spațiale care au fost întrerupte din cauza faptului că echipajul a ajuns la conflicte majore. Pentru că sunt situații în care echipajul stă într-un spațiu restrâns, îndelungat, și imposibil să nu apară astfel de conflicte. Ca urmare, ajungem la tema de acum și ne punem problema că este foarte util ca pentru cei care pleacă în misiuni în acestea pe navete spațiale, este nevoie să se detecteze, să se analizeze și să se detecteze din timp apariția unor modificări emoționale. Și atunci, un colectiv de la Institutul de Științe Spațiale, împreună cu un grup de la Universitatea din București, ne-am hotărât să colaborăm și să propunem un program de analiză facială. Un program care să urmărească, să permită urmărirea fie permanentă, fie pe o perioadă îndelungată, a evoluției stării emoționale a persoanelor aflate în stadiile acestea confinate, deci de izolare. Ce ne-am propus noi, cum realizăm acest proces? Prin aplicarea unei măști faciale care să identifice anumite puncte de interes. Există numeroase astfel de măști faciale, cum aveți aici exemplificat, numai că acestea prezintă dezavantajul faptului că există o rețea mare de astfel de puncte care nu au caracteristici morfologice, nu respectă funcționalitatea feței. Și atunci, noi ne-am gândit să simplificăm această mască și să realizăm un număr mic de puncte, sau relativ mic de puncte, pe care să le așezăm în zone de interes și de care respectă cumva fizionomia feței. Și aveți în imagine pe Paul Ekman, care este maestrul interpretării expresiilor faciale, și pe fața acestuia sunt reprezentate zonele în care se pun reperele pe care noi le luăm în considerație. Repere simple, dar cu semnificație biologică și funcțională, de tipul colțului ochiului, colțul gurii, aripile acestea nazale. Sunt aceste puncte care, din punct de vedere antropometric, reprezintă o semnificație și reprezintă, de fapt, multe dintre acestea, inserțiile unor mușchi implicați în exprimarea emoțiilor. Și atunci aș vrea să vă întreb așa. Cum considerați că aceste puncte puse pe imaginile faciale extrase din filmele în care erau înregistrați, să zicem, astronauții, cum credeți că putem aplica aceste puncte în identificarea emoțiilor? Cum ne-ar ajuta aceste puncte? Când e gura în jos, și aș vrea să facem un mic joculeț. Haideți să stăm cu toți într-o stare neutră.
cam greu, să știți că starea neutră implică o serie de discuții. E greu, starea de neutru, de fapt, e o trecere spre alte stări. Dar încercăm să stăm neutri și apoi să zâmbim. Ce se întâmplă când zâmbim? Colțurile gurii, evident, merg în sus. Așa am făcut și noi, mă rog, printr-un program pe care nu-l, în amănuntul căruia nu intru. Aici vedeți cu roz reprezentată starea neutru și cu albastru starea de bucurie, de fericire. Și vedeți cum se face trecerea, iar acolo în stânga se văd dinamica punctelor, se văd colțurile acelea ale gurii cum urcă și se poate identifica, de fapt, partea feței implicată mai degrabă în exprimarea acestor emoții. Trecem mai departe, la o altă emoție. Haideți să ne gândim la furie. Când ne înfuriem, ce o să facem? În primul rând ne încruntăm. Da? În primul rând sunt mușchii aceștia corugatori care coboară colțurile interne ale sprâncenelor în jos. Haideți să vedem furia. Iată, se vede și la nivelul feței ceea ce exprimăm noi, de fapt, în furie. Din punct de vedere comportamental, și animalele când exprimă furie arată dinții ca o amenințare, da? Deschid gura și cumva arată dinții, ceea ce a rezultat din programul pe care l-am aplicat noi folosind punctele respective. Și așa putem rula dezgustul și fiecare dintre emoții este caracterizată printr-o modificare specifică a uneia din părțile faciale. Dezgustul, frica, iată, frica se lasă cu ridicarea sprâncenelor, dar strângerea gurii, vedeți, de frică, dacă reduci cumva impactul cu exteriorul, și tristețea, lăsarea colțurilor în jos. Toate aceste imagini au rezultat din suprapunerea imaginilor, mă rog, unui număr mai mare de imagini unde am reprezentat aceste emoții. Mergem mai departe și vedem așa un tabel cu emoțiile prezentate în paralel. Bucuria, frica, dezgustul. Și aș vrea să vă întreb mai departe, care credeți că a fost pasul următor? Pasul următor a fost acela de a muta aceste puncte faciale, deci identificarea acestor puncte, între care se pot calcula distanțe, se poate identifica poziție și trecerea mai departe într-un soft. Într-un soft care a preluat imaginea, a pus automat punctele și în final, printr-un algoritm de inteligență artificială, reușește să clasifice emoțiile exprimate pe fața astronauților sau oricărui om, să clasifice într-un anumit tip de emoție și să dea și intensitatea emoției respective. Astfel încât echipajul de pe nava respectivă sau chiar echipajul de la sol, unde există psihologi, există specialiști care să-i ajute, pot să intervină înainte de a apărea o astfel de situație conflictuală. Iată o astfel de... Am prezentat așa minor ceea ce, una din preocupările noastre, preocupări pe care noi le extindem și le oferim și copiilor. Spre exemplu, Facultatea de Biologie dezvoltă acum în perioada 21 august 10 septembrie o școală de vară pentru copiii de liceu și care îi ajută să se pregătească pentru admiterea la liceu, pentru la facultate, pentru probele de bacalaureat din științele naturii și unde una dintre aplicații este exact aceasta. Învață ușor să folosească acești algoritmi pentru identificarea emoțiilor. Și nu în ultimul rând, vă prezentăm și Facultatea de Biologie, în care pe lângă cele ce v-am prezentat, putem dezvolta tot soiul de alte domenii, de tip biologie, biochimie, ecologie și protecția mediului, unde sunt numeroase direcții de cercetare de mare interes pentru o gamă largă de oameni interesați. Iar în final, vă lansez și o provocare. Acolo scrie provocare. Vă lansez o provocare care este în special pentru copii la standul Facultății de Biologie a Universității din București. Dezvoltăm un concurs în care copiii pot câștiga premii, un concurs de desen, unde trebuie să exprime emoțiile pe chipul unui cosmonaut. Vă așteptăm cu drag la stand și la Facultatea de Biologie. Mulțumim foarte mult!